Așa arată plântuța de topinambur. Asta este foarte mică. Ea crește până la 2 metri și face o floare galbenă ca o floare a soarelui, dar nu chiar atât de mare. Dar la aspect și frunza este asemănătoare cu cea de floarea soarelui. După cum am zis, asta este cu mică. E puțin veștejită pentru că am mutat-o. Iar aici este cine interesează la topinambur sau nap. Am aici topinamburul cules ieri. L-am curățat și spălat bine. L-am pus în puțină apă și pentru a-l completa și a face o salată 100% doar cu plante și flori culese din natură, am mai făcut azi o ieșire și am cules câteva frunze de păpădie, câteva corcodușe din care voi încerca să fac un dressing, iar aici am o gamă variată de flori comestibile. Am câteva flori, petale de gutui, sunt foarte dulci, câteva flori de măcești de la care voi folosi de asemenea doar petalele. De la florile de liliac voi rupe tot așa florile fără a folosi partea verde. Câteva flori de păpădie. Nu am stat să fac prea multe asocieri, am cules pur și simplu ce am găsit comestibil în natură. Și sunt sigur că va avea un gust bun. Acum o să rup... Prima dată o să rup frunzele de păpădie în jumătate. O să tai topinamburul felii și îl amestec cu frunzele de păpădie. Am pus și corcodușele aici. Am vrut inițial să fac un dressing din ele, dar se oxidau foarte tare, chiar și dacă le puneam puține zeamă de lămâie, tot se oxidau. Și am preferat să le las întregi decât să se oxideze și să-și piardă din vitamine. Și l-am lăsat întregi alături de topinambur și frunzele de păpădie. Acum o să adaug câteva petale de gutui și pun și de măceșe. Floare de păpădie. Florile de păpădie, spre deosebire de frunzele de păpădie, sunt puțin dulci. Frunzele sunt într-adevăr puțin amare. Și pun și florile de liliac. Am făcut un dressing obișnuit din ulei de măsline cu puțină zeamă de lămâie, puțină sare. Timpul să gustăm. Topinamburul este dulce, frunza de păpădie este puțin amară și se completează perfect. Acum să încercăm și cu petale și o floare de păpădie, care și ea este dulce. Per total este bună. Bine, nu trebuie acum să duceți totul atât de extrem. Eu am vrut să fac o salată exclusiv doar cu ce se găsește în natură. Puteți să adăugați și o roșie sau acum fiecare după preferințe.